Serioasă-i treaba, da, vedem cum putem combate și preveni dependența copiilor noștri de ecrane. Putem? Da, putem. Putem. O temă importantă pentru zilele noastre vorba. Absolut. Da, am adus la înaintare un exemplu pozitiv. Vedem un tandem mamă-fică, Anca și Mema, care are doar 10 ani, ele două au un blog educativ. De vreo 4 ani scriu pe blogul respectiv. Mema, gândiți-vă că un copil de 10 ani citește săptămânal o carte și face recenzii video de carte. Bravo. Scrie texte, editează clipuri, deci iată că timpul petrecut la ecrane poate fi folosit și în scop constructiv. Ei, și la polul opus, avem dependența asta, tot mai mulți copii, din păcate, devin dependenți de ecrane și vorbim cu profesorul universitar Mihai Gânș. Ne uităm împreună un pic la cele mai recente studii făcute de ciberpsihologi la nivel mondial și vedem cum putem combate dependența asta. Le dăm părinților vreo 5 metode, nu sunt multe, nu sunt grele, prin care să-și țină copilașii departe de ecrane. Gândiți-vă că acum, teoretic, până la 2 ani, zero ar trebui să fie... Până la 2 ani copiii n-ar trebui să privească deloc niciun fel de ecran, deloc, nici televizorul, nici nimic. Nimic. S-a extins cumva până pe la 3 ani limita asta acum, iar între 4 și 6 ani, 15 minute ar fi recomandate pe zi. Pe zi? Da, și să se ajungă așa ușor, ușor, până la 12 ani, la o oră. Dar asta în teorie. Știți ce se întâmplă în practică? Copii un de... dezastru. Exact, copii, gândiți-vă, de 8-10 ani petrec și 8 ore pe zi la americani. Da, cu ochi aproape toată ziua, cu ochi în diverse, eu știu, tablete, telefoane, ce le pică în mână. E în mâinile noastre, e în mâinile părinților. Ține de noi, da, să îndreptăm într-un fel sau altul problema asta, așa că haideți să vedem împreună ce putem face. Părinții sunt uneori reticenți când vine vorba de accesul copiilor la tehnologie. Un tandem mamă-fică reușește însă să folosească tehnologia într-un mod constructiv și timpul petrecut în fața ecranelor se transformă în ceva pozitiv, pentru că Anca și Emma lucrează zilnic pentru blogul lor. Ce faceți voi, Anca, în fiecare zi? Numai lucruri bune! Exact ce ai spus tu. Asta a fost, de fapt, și povestea Blog în Tandem. A pornit de la faptul că vreau să implic acest personaj, această colega mea de blog, în activitatea noastră de zi cu zi, pentru a avea un pic control asupra ceea ce face ea când e în fața computerului. Se implică foarte mult pe tot ce înseamnă editare, editare poze, editare video, cam ce prinde când sunt copii în fața ecranelor. Un lucru care îmi place mult la voi e faptul că faceți recenzii de cărți. Îmi place chiar foarte mult să le spun tuturor copiilor și să le recomand foarte multe cărți. Citești o carte pe săptămână? Da, cam așa, fix la o carte pe săptămână. Un mare preț și asta îi spun și ei și celor care se uită la noi, inclusiv atunci când folosești tehnologia, dar și când scriem orice pe blog, aș vrea să aibă un mesaj educativ. Nu să scriem de dragul de a scrie sau să arătăm cum despachetăm cadouri sau facem ceva care e total inutil. Aș vrea ca din fiecare postare a mea sau a Emei, din fiecare video, omul să rămână cu ceva. Ema, uneori copiii ajung dependenți efectiv de ecrane. Spune-mi tu ce părere ai de fenomenul ăsta. Păi da, chiar devin dependenți și mie era să mi se întâmple, doar că am încercat să o folosesc într-un mod bun. Cu cât timpul petrecut pe această tehnologie crește, copilul simte nevoia să stea și mai mult pe ea. Fapt ce, de la un punct încolo, pur și simplu creează dependența. Recomandarea multor specialiști pentru vârsta 4 până la 12 ani este ca accesul să fie clar limitat. Vorbim poate de 15 minute în primii ani, 4-6 ani și până în maxim o oră la 12 anișori. Unde părinții, ca părinți, greșim cel mai adesea este această limită o extindem treptat, gradat, predat în timp și obiceiul care conduce la dependență se instalează în timp într-o manieră subtilă. Dacă o lași ore în șir la computer, acolo ar sta ore în șir. Cred că secretul e în a pune limite și a le găsi alternative pentru a-și petrece timp. Să poți să fiu ferm a cere copilului limita și a refuza cererile lui dacă depășesc această limită, pe de parte, pe de altă parte, să știu să-i ofer tot restul de lucruri care îl hrănesc pe copil. Grijă, atenție, prezență, da? Și activități de alt tip, distractive, educative, să mă deconectez eu însumi de această tehnologie odată ce ajuns acasă și să mă conectez la copil.